să cred. Doamne, dar voi nu erați. Vai de mine. Uite, dar ce, cum, adică... Știam cum dădeam rochea așa, să fiu și eu elegantă. Păi, să filmează jos. Filmează jos, ăștia sunt. Exact. Baza. Mamă, ce frumos e afară. Adică nu, vremea îmi place. Nu-mi place că gen, lumea nu mai știe să conducă. Când sunt trei picuri de ploaie, o luăm razna cu toții, frățică. Mai dau și te nebuna asta la radio. Gata, lasă-ne, lasă-ne, mai lasă-ne, mai lasă-ne, nebună. Gata, gata. Astăzi este Mercur retrograd, da. Vă sugerez să mă ignorați total, pentru că am așa o stare. Ce credeți că se întâmplă? Nu se întâmplă, de fapt. Ce credeți că se întâmplă? Nu se întâmplă, de fapt. Oameni buni și lume multe, binele cu voi. Cu voi și cu noi. Ce vrei tu la viața ce mea? Ce vreau, doamne, să te cablezi. Te decablezi ca să te recablezi. Nu știu dacă înțeleg. Trebuie să vezi ce față ai? Pe 3 noiembrie ne vedem în Cluj, la sala polivalentă Acadelia! Dă-le, 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 dă-le! Am terminat ziua mea de filmare. Mă pregătesc să ajung acasă, să plec către Brașov. Deci vreau să vă zic că astăzi este cel mai prost trafic ever. N-am văzut așa ceva în viața mea. Ori n-am mai ieșit de mult cu mașina, ori nu știu, e un eveniment, ceva la Romexpo. Băi, este ceva incredibil. Pa! Și nu uitați, mâine ne vedem la Stuttgart. Yep. Mergem la Brașov în seara asta. Apoi de la Brașov direct la aeroport. Dormim în mașină, cât apucăm, aeroport, Otopeni, frumos, Stuttgart, cu escală în Viena, că altfel nu se putea, nouă, parfum. Iar apoi Cluj. Dacă eram un om bogat, nu zburam cu escală la Viena. Adică nu exista chestia asta, n-avea cum să existe. Dar cred că nu există nici dacă nu ești un om bogat. De ce ai face escală la Viena dacă zbori la Stuttgart? Gen, adică nu zbori transcontinental, nu te duci în Manila. Sora mea, Oana, să știi că sunt o sărăchie. Da? Da? Dacă nu mi-a plăcut școala, ce să fac? Da, dacă eram și eu miliardar, zburam și eu cu un private mic. Unul mic. Se poate, ce să faci, mă? Pe scală la Viena. Aia e. Ia gata că prea îmi plâng de milă. Viața e frumoasă, dar merită trăită. O să nu știu ce cu accentul ăsta pe care l-am uneori. E, adică e voit, de fapt, asta încerc să vă spun. Nu e accentul meu de Berceni. În Berceni când eram nu vorbeam așa. În Berceni vorbeam ca un copil normal din Berceni. Dar nu așa, nu. Uneori îmi iau un accent dubios. Nu știu ce cum. Încerc să subliniez anumite treburi și mi se pare că doar dacă mi-au accentul respectiv, transmit mesajul corect. Nu? Dubios. Ce încerc eu subliminal așa să transmit ca mesaj? Bă, bucurați-vă de artiști pe care aveți, apreciații. Răsplătiți-le munca. Să meargă și cu private-ul nou! Ia priviți Haldo Divo. Yeah, I confess, Father, I confess.